Bună tuturor celor din Zodia Taur și bine v-am regăsit la o nouă citire specială. În primul rând vreau să vă spun că astăzi vă voi da răspuns la orice întrebare pentru că așa se numește citire pe care o vom face, dar pe parcursul acestei citiri voi face și o ghicire în bețele de chibrit să vedem ce simte persoana iubită cu adevărat pentru voi, ce viitor are această relație și, da, în primul și în primul rând, ce simte cu adevărat pentru voi. Este vorba de iubire, este vorba doar de o pasiune trecătoare sau își dorește să împartă toată viața cu voi. Le vom lăsa momentan de o parte, pentru că, în primul rând, vom face citirea, da, să vă dau răspuns la întrebare pe care am să vă rog să vă puneți în minte chiar acum. După cum știți, dacă vă doriți o citire personalizată, puteți să sau un mesaj pe WhatsApp, la numărul afișat chiar aici. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere, aici rămâne doar la aprecierea voastră, da? să-mi lăsați un like sau să vă abonați acestui canal sau să uh, distribuiți acest video și la alte persoane, să știți că apreciez enorm de mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Haideți să vedem care este întrebarea voastră. Are legătură cu un curaj? Poate vă gândiți sau întrebarea are legătură cu o slăbiciune? Pentru că aici mi pare faptul că orice întrebare ați avea în gând are legătură cu puterea, control, cu a deține anumite informații, dar nu știți cum să le obțineți. Întrebarea voastră poate are legătură și cu o persoană în zodia leu, Cred că sunteți acaparați de anumite situații și chiar vă gândiți să vă puneți întrebarea cum ați putea ieși din situația respectivă, cum puteți să-i faceți față cu briu acelei situații. Ia să vedem mai departe, mai vreau detalii. Are legătură și cu o împăcare? Întrebarea voastră are legătură și cu un loc de muncă care stagnează sau nu vă găsiți acel loc de muncă? are legătură întrebarea voastră și cu o siguranță financiară. Nu vă pierdeți speranța că lucrurile vor fi bune, dar și cu o dragoste mincinoasă. Foarte posibil ca mulți dintre voi să vă fi pus întrebarea ce va urma, ce se va întâmpla, persoana respectivă mă iubește, nu mă iubește, mai are rost să lupt, ce simte cu adevărat pentru mine. Sau poate fi vorba de o așteptare pe care o aveți în partea unei persoane și are legătură cu locul de muncă, cu un business, cu o colaborare, un examen. O mutare importantă, poate un dosar, depinde de la caz la caz. Avem aici și zodia pești și zodia vărsător. Haideți să vedem cauza problemei. O trădare. Visea că am închis drumurile la un moment dat și pe dragoste și pe muncă și pe bani. Ați întâmpinat o greutate enormă. Iar lucrul acesta, da, a creat destul de multă slăbiciune în viața voastră. Poate aveți de-a face și cu un semn de aergeme în balanță vărsător care mai este cauza. Faptul că ați spus exact ceea ce ați gândit în momentul respectiv, ați scos adevărul la lumină, ceea ce a creat disconfort în jurul vostru, dar văd și o situație veche. Cauza problemei are legătură și cu trecutul, trecutul mai îndepărtat, anumite evenimente care au avut loc în viața voastră în trecut. Fie într-o poveste de dragoste, fie tot așa o experiență negativă la un loc de muncă, pierderi financiare pe care le-ați avut în trecut sau poate o perioadă greoaie din punct de vedere financiar. Uh, și foarte multe vești proaste, vești care v-au întristat, vești care nu au adus lucruri benefice în viața voastră. Ce te influențează o veste sau uh, ce vă mai influențează în toată situația aceasta este că luptați pentru o reușită, pentru o promovare la locul de muncă, pentru a obține acel job, pentru a vă muta într-o casă, pentru a câștiga mai persoanei iubite, de a învinge rivalii în dragoste, pentru a primi acel apel telefonic care să vă spună că vă, nu știu, banii sunt recuperați, veți câștiga mai bine. Sunteți într-o așteptare. Deci așteptarea aceasta influențează foarte mult situația în sine. Văd foarte multe activități sau, nu știu, acționați într-un mod în care nu sunteți mulțumiți pentru că tot timpul întâmpinați piedici, întâmpinați greutăți, întâmpinați situații neplăcute și clar aici mi apare o situație nevindecată, ceva nu vă dă pace. Poate că e și un semn de foc, berbecleu săgetător, care va provoca toată această situație. Multă neliniște, gelozie în casa voastră, dar văd și faptul că toate discuțiile au plecat de la un dar, de ori un câștig financiar, ori un câștig sentimental, ori un câștig la un loc de muncă, dar a ieșit în evidență în vreun fel și de acolo totul s-a schimbat. Haideți să vedem răspunsul la întrebarea voastră. Aici avem steaua. Împăcarea va fi. Da? Deci împăcarea va fi cu siguranță, veți vindeca o situație, primiți răspunsuri pozitive la o cerere, poate fi o îmbunătățire la locul de muncă, poate fi vorba și de un start din punct de vedere financiar, deci lucrurile încep să se îmbunătățească, doar că rezultat mai concret apare pentru unii dintre voi în luna februarie. Țin să menționez faptul este o citire generală, deci nu se poate potrivi tuturor taurilor sau celor care au ascendent în zodia taur, fiind o citire colectivă. Poate în viața unora dintre voi se întâmplă mai repede, în viața altora dintre voi mai târziu un pic. Dar văd un câștig. Da, e vorba și de reputație, răspunsul la întrebarea voastră va veni garantat, pentru că primiți o informație sau cineva rea aduce readuce speranța în viața voastră. Pentru că apar niște noutăți care vă creează o emoție atât de puternică și pozitivă în același timp, și vă motivează să mergeți mai departe, să luptați pentru dorința voastră. Și reușita este garantată! Da? La orice v-ați fi gândit, oricare ar fi întrebarea voastră reușită, aveți și de aici o împlinire sfletească, iar rezultatul final vine cu temperanța. Din nou avem semn de foc, avem un săgetător. Vi se cere totuși să aveți răbdare. Cred că aici este problema. Probabil v-ați întrebat ceva în legătură, cât trebuie să mai aștept sau... Ce se va întâmpla, că tot vi se vorbește mult de răbdare, de analiză asupra situației, asupra întrebării, asupra răspunsului, pentru că răspunsul va veni pe cale divină. Deci rezultatul final va veni, dar vine pe cale divină. Deci, vă este menit să vă împăcați cu o persoană, să obțineți acel job, să obțineți acea, acea sumă de bani, să aveți parte de o vindecare pe planul sănătății să luați acel examen, să câștigați acel proces și așa mai departe, fiecare în funcție de situația în care se află. Dar clar, aici vorbim de multă înțelepciune, de alegeri. Da, Va ține și de o alegere, câștiguri de orice fel. Multe câștiguri văd la voi, ca rezultat final. Sunteți câștigați în foarte multe puncte de vedere. Aveți un noroc extraordinar, dar totul vine pe cale divină. Haideți să vedem și ce simte acum persoana iubită pentru voi. Bățul din, scuzem, bățul din partea stângă reprezintă persoana la care voi vă gândiți, despre care voi întrebați ce simte cu adevărat. Iar bățul din partea dreaptă vă reprezintă pe voi, da? Voi și aportul vostru în această relație. Și haideți să vedem ce simte cu adevărat persoana la care voi vă gândiți, pe care vă doriți pentru care aveți sentimente puternice. Voi ați fost primii care v-ați aruncat în această poveste. Persoana respectivă a ținut hangul, să spunem, s-a apropiat de voi, dar a fost o iubire pasageră, să știți. Ceva a stins această poveste, deși este foarte interesant că încă vă gândiți unul la celălalt. Încă sunteți lipiți aici, trup și suflet, în această poveste, dar nimeni nu mai face absolut nimic. E ca și cum fiecare și-a văzut de drumul lui. Dar să știți că această persoană are momente când se mai gândește la voi, mai are sentimente pentru voi, dar simte că totul s-a stins foarte rapid. Ceva a cauzat toată situația aceasta, o discuție, o persoană care a intervenit între voi doi. Pentru că aici mi apare faptul că sunteți cumva meniți să fiți împreună, doar că trebuie să readuceți la viață anumite sentimente sau să vindecați ceea ce a fost stricat de o persoană. Dar este ceva fulgerător, să știți, a fost o iubire fulgerătoare, dar vă implicarea acestei persoane care a mult către voi la un moment dat. Dar ceva l-a tras înapoi sau a tras-o înapoi. Voi veți mai avea cel puțin o întâlnire? Dar luați și această situație uh, ca atare pentru că este o ghicire generală, dar nu se poate potrivi tuturor. Uh, această tehnică se folosește mult la citirile personalizate, unde știm exact numele de botez a fiecăruia și vedem exact ce simte fiecare. Bun, dragilor! Să vă fie de folos, cam atât am avut să vă spun, vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi, vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!